Da, bună ziua, prieteni, și ce mai faceți voi? Astăzi am ieșit la o tură, de fericire. Avem cu cine să ne plimbăm, nu ne mai plimbăm singuri. Avem, așa, în fața mea, un Kawasaki R6N, în fața lui o Yamaha 1100 BT, Yamaha Bulldog, are două pistoane în V, și în fața lui un Ducati Multistrada 1200. Noi suntem. De bulldog foarte șmecher, Multistrada R6N. Cât de mare e Multistrada, frate. Eu sunt cel mai echipat dintre toți, frate. Am și spus domnul cu Multistrada. Am și spus domnul cu Multistrada că o să fie cald. Ce dac, eu sunt în costum de piele, pana mea. Nici nu știu unde mergem, deci sunt surprize. Nici nu știu unde mergem. Este surpriză. Vreau să zic, e o chestie nu foarte ușoară să mergi în grup ca motociclist, fiindcă dacă ai intercom e foarte simplu, dacă nu ai intercom e puțin cam dificil, că trebuie să fii atent la deciziile fiecăruia, la semnele fiecăruia, să vezi ce anume vor să facă, să înțelegi semnele lor, na, mai într-un cuvânt, semnele grupului. Altfel rămâi undeva pe spate, cum am rămas eu acum, și e bine așa. No, altfel nu înțelegi ce anume vor să facă, știi? Toate ca toate, frate, dar bulldog-ul ăla e șmecher rău de tot. Yamaha 1100 BT Bulldog. Două pistoane MV. Cum zice domnul, un Harley al săracilor. Tare. Răzvan e toate ca toate, dar bulldog-ul ăla e șmecher rău. Cum? Bulldog-ul ăla e șmecher rău. Bai. Toate mai mult decât asta la. Da. 2003 zisă, nu? 2004. 2003-2004. A mea e 2004. Ce mișto e. Dar pare foarte modernă. Seamănă, o să-ți arăt eu când ne oprim. Ți arăt exact cu ce model seamănă. Pierdem dacă nu mă grăbesc. Deci asta ce se înțeleg? Că pe la vârsta lor, pentru că au o vârstă oamenii, nu sunt copilandri ca noi, trebuie să trec și eu la 1000, nu? Frate, ce mă bag eu printre mașini, ce mă ambalați toți când mă vedeați, mă bag printre mașini, dar ce să bag aici înseamnă experiența de Fiorentin, adică să fii născut, crescut în Firenze și să mergi de mic pe două roți. Ce sunt în față, frate, noi îi pierdem mereu. Asta înseamnă să ai experiență în trafic, înțelegi? Plăcuțele pe față, le auzi? Plăcuțele mele pe față, le auzi?
Pleacă de aici, pleacă de aici. M-am cam întins puțin ca să-i dau pe kill switch. Vreau să vă arăt că am schimbat și capetele de ghidon, le-am pus pe cele originale și așa o să le las. Fiindcă, cum spuneam la un moment dat, că îmi vibra foarte mult ghidonul, adică mânerele, ținea mâna pe mânere, îmi vibra foarte mult, cu capetele astea de ghidon, așa grele cum spuneam eu, îmi ia toată vibrația, adică nu mai simt vibrație deloc pe ghidon. Și e foarte confortabil, ținând cont că o să fac ceva kilometri, mă ajută foarte mult. Nu îți obosesc încheieturile. Nu știu de ce Dumnezeu o am așa turată. Mamă, toți suntem în grupul ăsta de 4 persoane, toți suntem mai cu gabarit așa. Da, e adevărat, sunt și puțin entuziasmat pentru că îmi place. Ori acolo în față ce? Sunt mai mulți motocicliști. Probabil s-au oprit, nu, eu știu. Motorcycliștii. Bă, trebuie neapărat să-mi comand plăcuțele pe față. Deci avem în față, dacă stau bine să mă gândesc, toți trei bicilindrice. R6N bicilindric, 1100 BT Bulldog bicilindric, 1200 Multistrada bicilindric. Deci toți sunt așa, bum, bum. Stai, că am cagulă. Bum, bum. Mamă, ce sunete scoate, ești nebun. Să vede că n-am mâncat nimic, nu? Da, și legat de plimbarea în grup, constă în a merge liniștit și responsabil. Cei care vor să ridice pe o roată, să facă mari nebunii pe motocicletă în grup, să arate ei că sunt de șmecheri, pot să stai acasă să nu vină când se organizează o întâlnire în grup ceva. E foarte simplu. Trec o măiță ca-mi trebuie. Voi ca mine să nu faceți, apropo. Deci voi ca mine să nu faceți.